Este 6:53, 11 decembrie 2021 și e momentul în care Noel va vedea pentru prima oară Bradu pentru că s-a trezit. Doamnelor și domnilor, bățuca mutanului, la vederea Bradului. E fascinant de stat așa. Ce-i tata? Ce este aici? Ce este tata? Ce este? Uite, mama. E Bărduțu? Wow. Moș Crăciunul meu în fața Bărduțului de Crăciun? Ia uite, mama, ce frumos, iubirea mea. Mânuțe lipicioase, mânuțe lipicioase. Noi suntem niște mânuțe lipicioase. Wow, ce e aici? Ce este tata? E primul tău brad de Crăciun, iubitule. Opa! Ce-ai făcut? Ia uite, e doamna Veveriță? Și wow, o să-și mai pune el în mână. Este, mama. Ia uite, îți place? Îți place, mama, brăduțul tău? Wow! Tata, vrei să vezi ceva și mai tare? Unde îi place? Îți place, mama? Ia uite, ia fi atent. Ce zice, tata? Ce era, tata? Îți drage, să vă ajungă lent. Te iubesc, mă. Iubirea mea, îți place, mamă, îți place, mamă. Așa a venit și tu, iubirea vieții mele. Tu ai mai văzut, tata, ai mai văzut 6 barazi până acum. Îți place, mă. Iubirea. Deci nu-i nimic mai frumos decât părțirea lui, jur, ești o bomboană. Uite, mă, asta e imaginea aia, mă. Asta e, mă, imaginea aia, mă. Îți place, mă? Îți place sașii? Îți place brăzitele anul acesta? Îți place ce brăduțe am făcut? Ți ești frățiorul lui? Ce faci, mă, Georgiana? Îți scoate sacul. Am văzut că am mâncat ciorbiță. Nu se spală pe să știi, că a tuns-o... La ochi, un pic. Și acum o spală. Ce să fac și eu? Și doamnelor și domnilor, mamuțoiul șef al familiei Ionescu stă frumos pe covoraș, la umbra Bradului bătrân. E frumos, tata? Deci, mi-a plăcut atât de mult reacția pe care a avut-o el de dimineață când a văzut Bradul prima oară. În caz că n-ați văzut vlogul în care l-am împodobit, o spun un link în descriere. Și povestea în felul următor: anul ăsta vom avea 2 Bradi. Ăsta este primul Brad, Bradul artificial, prima oară când avem Brad artificial. Asta pentru că vrem să-l ținem mai multe luni. Și Bradul natural va veni cu câteva zile înainte de Crăciun ca să-l ținem până își dă duhul. Și după aia îl aducem înapoi în ecuație pe ăsta mare, care va sta în pe terasă, cât va fi ăla natural nou. Noi avem 2 brazi, am explicat și în vlogul pe care l-am făcut când am împodobit Bradul, pentru că noi avem 2 Crăciuni, 2 Crăciune, Crăciunul Crăciun și Crăciunul Crăciun. 2 Crăciuni, 2 brazi, aia e logică. Crăciun, Crăciun, ori Crăciuni, nu? Moș Crăciuni, nu? Da, și domnule, cadru motănesc. Cadru motănesc. Ia, îi place microfonul ăsta, mă. În vlogul de astăzi mai zis să facem cea de-a doua ședință foto de Crăciun. Nu ar urtat. Asta pentru că acest Crăciun este la dublu. Desigur, vă luăm cu noi. Sășica vine cu noi, Noel vine cu noi, toată lumea e cu noi. Adică și voi, haideți cu noi. Asta e ritualul nostru înainte de plecare. Eu îl preiau pe Noel, stau cu el în mașină până vine Georgiana. Deci nu vine să cred, e foarte mărit, frate.
foarte mărit. Dar tot al meu ești. Tot o bomboană de copil ești. Tot al meu ești, nu, cu asta mușc din tine. Mua, mamuțoiule. Da, el vrea să se miște, aia e problema. Cea mai mare frustrare a lui e că el vrea să fie în continuă mișcare și momentan nu este mobil, adică nu merge. Dacă nu o să meargă, cum ar zice francezul, ambelit le caras. Haos iese, haos. Deci cred că o să alergăm după el așa. Așa toate. Așa toate. Titit. Hai. Tot un claxon. Ha? Ce s-a auzit? Deci informație completă. Acum mergem să facem pozele. Suntem undeva pe la Dimitrie Leonida, pe la IMGB-ul de pe vremuri. Fiți atenți cum arată clădirea asta. Te duci gândul la Cernobâl. Suntem în lift. El este Zarago și el o să ne facă poze. Salut! Cum e tata? Uite, titi! Iubirea mea! Ce faceți mă acolo, măi? Nu știu, la masă! Foarte frumos! Să vină sarmalele! Ia uite și pe Sasha! Deci să știți că... Avem salată de băuf? E minunat! Studio unde suntem ne numește Feder Fotografii, Feder de la Pană, îi găsiți pe Instagram, eu așa am găsit și mi-a plăcut super mult decorul, au mai multe variante de decor. Dacă vreți să veniți să faceți pozele, puteți scrie. 2, 3 și... Ia uite, Marius, căunel, mă! Mama, Marius, căunel doar al tău! Ce-ai făcut, mă? Ce se întâmplă, mă, acolo în pătuțul ăla? Tabâna alea, Sasha s-a urcat direct în pat. Haide! Vreți să încercăm un cadru când vă puneți sos pe buță? Oare noi sos pe buță? Da! Da, e specialitatea lui! Ia! Cucu! Și cum stau? Picioarele acolo. Picioarele cu spate. Așa, așa, linia 4, așa. Uite, paralel cu un bănguță. Așa. Adică picioarele duc încolo? Nu, acolo, întinde-te așa pe spate. Întinde-te pe spate. Așa. De asta n-aș putea să fac filme porno. Dacă ai venit un nu, trebuie să stai mai... Prea multe lucruri în mișcare. Deci cum stau? Mulțumim mult de tot pentru poze, așteptăm produsul finit. Cu mare drag. Cum vă găsesc oamenii pe Instagram dacă vor să vină și ei? Federphotography.ro. Hai că pană. Fotografia pană. Este numele de familie al Mădălinei, soției mele. Foarte frumos, da, chiar frumos. Da, am tradus în engleză să înțeleagă tot românul. Crăciun fericit și fărăt, așteptăm pozele alea, bla nou. Ceau. Doamne și domnule, după o zi plină, ziua lui Noel, cu alte cuvinte, 7 luni de Noel în viața noastră, am început ziua frumos cu Noel, a văzut verduțul, după aia am continuat-o cu sesiunea foto, a doua sesiune de foto de Crăciun și încheiem vlogul în forță cu un cadou pe care l-am primit de la o distinsă membru a Ionescoadului, care are un mic business de familie, se numește Alma Handmade. Și ne-a făcut cadou niște decorațiuni de brad. Ea mi-a scris și m-a întrebat cu ce mi-aș dori să fie. Eu i-am spus cu ce mi-aș dori să fie, dar astea două sunt surpriză, deci nu era un plan. Și culmea este că a ales poza noastră preferată cu Noel, cea în care îi pijamă mulți sau carouri. Nu-i nimic pe lumea asta, nu e frumos decât poza asta, da. Asta o să ajungă în bradul lui, cel natural, astea două. Și aici o poză cu noi. Și mai avem aici niște globuri pe care scrie Noel. Le-am luat simple ca să le putem pune în brad mulți ani de acum încolo. Se potrivească cu toate, cu toate decorațiunile. Noel fericit! Noel fericit! Așa. Mai avem încă unul cu Noel. Noel first Christmas. Ah. Și aici am făcut pentru bunici. El e mărăit pentru că dințișor și pentru că stat mental, da? Bun. Și pentru că vrea să pună mâna pe tot. Așa, bunici de poveste. Și mai avem aici unul pentru nașii lui. Cu naș de poveste l-am făcut cu roz pentru că ei își fac bradul roz. Așa, tata. Vrei tu? Poftim. Hai, poftim. Ați văzut? Asta era problema, de fapt. Da. Ați înțeles? De aici am real. El vrea să bage tot în gură, vrea să pună pe tot mână. Îți place? Gata, s-a liniștit. Ah, e plastic, m-am speriat puțin. Am stat puțin cu inima. Că și eu de aici nu i-am dat inițial, că am zis că e sticlă, dar e plastic. E foarte bine, asta înseamnă că sunt baby friendly. Ah. Poftim, gata, e. Gata. Ați văzut? Este simplu. Este consumator de vloguri în scene.
un tradițional la mulți ani Noel, un tradițional Noel fericit și un tradițional vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ne vedem mâine cu un nou vlog. Crăciun fericit! Noel fericit, v-am pupat! Da, nu știu ce să zic dacă e Noel fericit, e Noel mărit. Nu, aș vrea ăsta. Stai, mama, stai că nu putem să luăm pe ăla pe care îl dăm, pe care îl dăm cadou. Poftim, uite pe ăsta aia.